Astăzi, împreună cu peste 150 de copii, am venit în cimitirul Eternitatea, la monumentul Eroilor, acolo unde ne-am propus o acțiune de igienizare a acestor morminte. Pe lângă acțiunea propriu-zis de igienizare și de curățare a acestor morminte, vrem să și responsabilizăm până la urmă tinerile generații pentru a cinsti memoria înaintașilor noștri, oameni care au fost parte a istoriei României și cred eu că trebuie să le oferim cuvenitul respect. Vom gândi pe mai departe o acțiune de responsabilizare a acestor unități de învățământ, astfel încât fiecare unitate de învățământ să aibă câte un număr de morminte alocat, astfel încât periodic aceste acțiuni să aibă loc. Vorbim de tineri și de elevi de la școlile generale din municipiul Roman, e vorba de școala Vasile Alexandrii, școala Mihai Eminescu, școala Alexandru Ioan Cuza, școala Calistrat Hogaș și liceul cu program sportiv, care au adus astăzi clase aici. Și de asemenea, sigur că în momentul în care vor mai exista și alte solicitări, vom mai identifica locuri în care să putem interveni. Facem o poză mare. Da, astăzi ne-am alăturat acestei acțiuni de voluntariat, o acțiune frumoasă, o acțiune care se desfășoară de altfel an de an, prin care noi, împreună cu elevii noștri, cinstim eroii neamului. Ei s-au jertfit pentru noi și cei mici nu pot aduce un omagiu decât prin aceste acțiuni pe care le fac ei astăzi, care nu este o acțiune singulară, s-au făcut an de an, dar ei sunt foarte bucuroși că pot veni și pot aduce acest omagiu celor care s-au jertfit pentru noi. Cum le-ați explicat copiilor ce trebuie să facă? Nu am fost nevoit să le explic, pentru că noi, în cadrul acțiunilor extrașcolare și extracurriculare, suntem obișnuiți cu astfel de acțiuni de voluntariat, cu astfel de acțiuni de ecologizare, care se desfășoară în unitățile de învățământ an de an. De aceea ei știu că participă la aceste acțiuni de voluntariat cu entuziasm, își doresc să facă astfel de acțiuni, știu că nu sunt remunerați, știu că nu vor primi laude, ci o fac doar pentru că este necesar ca noi să învățăm pe cei mici, în primul rând să protejeze mediul, în al doilea rând să își cinstească înaintașii și în acest caz să-i cinstească pe eroii neamului, chiar prin faptul că le curăță astăzi mormintele unde ei își duc odihna veșnică. Deci e un fel de și de lecție de istorie totuși în același timp? Este o lecție, aș spune eu, multiculturală. Din acest punct de vedere, este și o lecție de istorie, este și o lecție de educație civică și nu în ultimul rând este o lecție de bun simț pe care le-o arătăm astăzi copiilor noștri. Bună ziua! Salut! Ce cauți astăzi? De ce ai venit astăzi aici? Am venit aici deoarece ne-au chemat domnii profesori ca să strângem împreună cu ei gruienile din Cimitirul Eroilor. Dar știi ce e aici, nu? E Cimitirul Eroilor, știi că aici sunt îngropați eroi. Și ăsta e modul vostru de a vă arăta respectul față de ei? Da. Cât sunteți aici? Cât fața dumneavoastră? Păi 21 de elevi. 21 de elevi și tot ați venit să faceți treabă. Da, să facem treabă. Și până acum cum e? Îți place? Da, e foarte distractiv. E distractiv? Da. E bun. Și cam ce aveți în plan de făcut astăzi? Păi să strângem toate bulienile de aici, ca să fie foarte frumos și să plantăm flori. Mult succes la ce faceți! Mulțumim!